Bună, dragi prieteni, bine ați venit la voliera mea. Astăzi o să vă prezint masculii din rasa jucători de Uzbekistan, masculii pentru matca de 2017. Din această rasă am 3 perechi. Am oprit 3 perechi pentru matca de 2017. Și o să vă arăt primul mascul. Ia uitați. Primul mascul ce l-am oprit pentru matca de 2017. Ia uitați, un mascul foarte frumos. Deci primul mascul ce l-am oprit pentru matca de 2017. Avem aici. O să mergem să luăm și cel de-al doilea mascul. Am adus și cel de-al doilea mascul. Ia uitați-l. Al doilea mascul din rasa jucător de Uzbekistan pentru matca de 2017. Ia uitați. Femelele vi le-am arătat în video ce l-am postat săptămâna trecută. Ia uitați. Doi masculi. Amândoi. Foarte frumoși. Ia uitați-l. Doi masculi. Un mascul de 2015, iar celălalt de 2014. O să mergem să luăm și cel de-al treilea mascul. Să vi-l prezentăm și pe acela. Ce vedeți? Sunt foarte, foarte frumoși. Avem aici cei doi masculi pentru matca de 2017. O să mergem să luăm și cel de-al treilea mascul. Am adus și cel de-al treilea mascul de jucător de Uzbekistan. Ia uitați-l. Cel de-al treilea mascul. Avem aici cei toți... mă scuzați. Toți trei masculi pentru matca de 2017. Ia uitați. 1, 2, 3 masculi. Cei trei masculi pentru matca de 2017. O să țin telefonul așa sus, să observe mai bine. Sper să vă placă și acest video. Sper să vă abonați. Pentru că așa cum v-am promis, o să postăm video cu fiecare rasă, cu masculii din fiecare rasă, femelele din fiecare rasă. O să facem videouri cu perechile, ce o să le punem, l-am perecheat cu puișorii din fiecare rasă când or să vină. Ia uitați ce porumbei frumoși și foarte sănătoși. O să facem videouri și cu tratamentele preventive, ce le administrăm, cu ceaiurile ce le punem la fiecare săptămână sau eu știu, sfatul meu pentru fiecare crescător ar fi ca la cel mult 2 săptămâni să administreze o zi cu ceai, fără mâncare, cel puțin eu așa procedez, pentru a curăța sângele porumbeilor și ai face mult mai vioi, mai sănătoși. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.